Eu nu cred în coincidență. Doamna Dorășteanu, dacă ne priviți acum, noi nu cred că noi să mai avem careva discuții în timp apropiat, după această abordare, dar se putea de făcut cu o zi înainte sau cu o zi după? Sau trebuia sincer să ne spuneți? Și noi atunci convocam Parlamentul și o majoritate parlamentară înaintea alt candidat. Dar o astfel de abordare nu bat față de mine, față de colegii care au semnat, față de doamna Greceană care a semnat pentru dumneavoastră. Eu nu cred în coincidență. Eu cred că aici s-a făcut presiuni, aici a fost o operațiune specială și un joc pe sub masă. Președintele PSRM a mai menționat că în această situație sunt multe semne de întrebare. Apar și unele întrebări, pentru că Maia Sandu aici s-a grăbit, a semnat decretul cu Grosul, dar cererea oficială prin care doamna Dorășteanu își retrage candidatura, noi am obținut-o doar a doua zi. Liderul PSRM a mai declarat că regretă acțiunile Marianei Dorășteanu.